Vă salut, dragi prieteni! Azi 31 decembrie 2020. Vreau să vă urez un an nou fericit, cu animăluță sănătoasă să aveți, împliniri și tot ce vă doriți. Sunt aici alături de puișorul de secuiesc, de 5 masculași, care pe 28 ori au avut o lună. Am aici unul, cred că ăla și ăla. O să fie ceva exemplare frumoase, mă gândesc, dacă or fi sănătoasă. Trecem mai departe la cuibul de californian. Și vreau să vă mai arăt ce am mai făcut aici. Am făcut ușă aici la nou adăpost. Așa, l-am și populat. Am făcut aici 3 uși și cu asta 4. 4 uși am făcut săptămâna asta. Așa cum zic, aici am mutat o femeluță. Asta cred că e 205. Așa. Această femeluță iară tot de secuiesc. De cât avem aici californianca care e intrusă în matca de secuiești, în ouă de post. Aici femeluța a mutat-o din boxa de afară. Asta e 60-55. Asta a fost dată la muntă. Cred că luni a fost 22 a fost dată la muntă. Așa. Asta era dat-o la muntă și pe ea. Dar nu mai știu eu cum e exact când am dat-o. Eu 30, dar asta e 50, cred că 51. Așa mi se pare că are până ureche. Da, așa are 50-51. Dar nu stă cu minte. Am dat-o cu masculul de jos. Cu 11-93, mi se pare. Masculul de anul trecut de la mine. Așa a rămas boxa goală, numai cu capete de scândură și a rămas. Aici la 2011. Dați-o acolo. A început să-și adune, să-și facă cuib. Poate dă Dumnezeu bine să ne facă puiuț. Cum se întinge acolo. Aici hibrizii. Din tată californian. Aici e femeluță de la Cluj anul trecut. Aici am arătat înainte. Aici așa femeluță de secuiesc. Asta cine și eu rămas distant, nu a rămas. Asta s-ar putea să fie rămasă de jos. Am început tot ca mâre, acum le-am făcut curat. Nici nu le-am băgat până acum fân, pe aia nimica. Aici am năzdrăvanii de la așeză californiancă. Pe ea am scos-o afară. I-am înțărcat pe șmecheri. Aproape pe 5 o să facă 3 luni de zile. Destul a fost cu mama lor. Am auzit de ceva activitate. Asta de o săptămână și începe să, adică a început să-și adune fân. Păpușa la fel. Tot s-a adunat acolo paie. Ea a reușit să-i pun astăzi. După ce cu curat un lator le-am pus. Așa. Aici, după cum bine știți, iepurile șmecher. Asta, cum zic, tot așa s-a adunat și asta paie. Acum cine ce face? Rămas gestant. Nu rămas până pe 8. Mai are. Prima femeie, cum zic, și am adus-o pe 21. Am dat-o la montă cu el. Asta cred că mi-aș arătat-o în clipul trecut. Așa. Aici e așa asta californiancă. Uitați-o și ei acolo și-o adunat. Mai. Și-o adunat paie să-și facă cuib. Asta nu știu dacă nu e pe 7.
7 decembrie ar fi fost montată. La zdrăvanie și cred că asta e de la neagră și la masculul de la frumoasă. De la frumoasă, de la păpușă. Păi, ce ești acolo așa? Ce-i supărat? Dormi, ha? L-am deranjat un picuț. Așa. Căposul. Aici avem femeluță de haicol cu puiuții ei. 6 la număr. Salut pe această cale și mulțumesc la domnul Ariel. Ariel și iepurii pe YouTube. Cu masculul ăsta, cum zice, în noiembrie, m-a dat a doua femelă, o zi aici pe Max. Max! Nu-i voie. Aici californiancu, californianu, Jesse. Aici e masculul de la Bihor. Dacă Jesse. Masculul de hibrid. Și ultimul, masculul de la Cluj. Foarte cominte. Foarte cominte și robust, mascul. Și să văd care a fost atent, la care am să că le fac promovare la iepuri din martie. Acum să dau pe comentarii, să văd care a lăsat comentarii, care sunt să atent la detalii. Au lăsat aici comentarii EVC Iepuri, Mario și Animalele, Emilian Grigoraș, Ionuț Hodoran, Emanuel Ciprian Faraonu, Denis Achericesei și cam atât. Ăștia ați fost atenți. Dacă vreți să vă abonați la canalul lor, postează băieții cu animăruță, care ce are, păsări, iepuri, fiecare în felul lui. Aici și mă bucur foarte mult. Am primit un video pe Messenger unde au ajuns secuieștii mei. I-au băgat într-o cui cu californian. Uitați-i pe acolo să văd și ei. Cred că este așa după cum se vede. I-au băgat cu la altul cuib de californian. E vorba de două surori din acest cuib. Frate cu... Adică frate, da, surori cu... cine mascul care mi-au rămas. Și ce să zic, îmi pare bine când îmi trimite clientă, îmi trimite câte un clip și îmi spune că e bine și sunt mulțumit de ce le-am dat. Acum sunt, ba, se întâmplă și între ei să... nu toți să fie buni sau mame bune sau... mai sunt cu probleme. Ce să știu să vă zic. Danuț vă urează un an nou fericit, sănătate și numai bine. Și până în 2021 nu o să vă mai postez. Adică până săptămâna viitoare, că de mâine trece, mână nouul an. Doamne ajută la toată lumea.